Rare Bogdan, reacție fabuloasă pe Facebook după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia Viorica Dencil, abia acum începe balul. Rare Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dencil. Jurnalistul atrage atenția, însă, ce abia acum urmează balul. Avem președinte. Klaus Iohannis de neoprit. Acesta este președintele de care are nevoie România. Pe acest președinte l-am votat și l-am susținut în 2014. Asta da. Vineri ora 1100, declarația lui Klaus Iohannis a cazut ca un bolovan în capul PSD. Evaluat activitatea doamnei Dancila și la 3 luni am ajuns la concluzia că doamna Dancila nu face fata poziei de prim-ministru. Nu este capabil să conducă executivul. Guvernul sub conducerea sa a devenit o vulnerabilitate pentru România. Solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de prim-ministru. Abia acum începe balul. PSD/ALDE apere buaiti economia tari. ROBOR a crescut de la 0,78 la 2,46 în 15 luni, inflația a explodat pur și simplu, de la 0,2 a urcat la 5,1 în 15 luni, BNR pompea zilnic bani în piața pentru a ține euro sub 5 lei, utilitățile au crescut, carburanii s-au scumpit, iar mâncarea a devenit mai scumpă la produsele de bază decât în Elveia.